Este masturbarea un păcat? Haideți să aflăm din Savarina oferită de Mădălina Tescovina. Bună, este masturbarea un păcat? Nu. Nu? De ce? Ceva normal. De câte ori pe zi faci asta? E, nu mai fac acum chiar așa des. Cine a făcut-o? Și cum e când te masturbezi? E, cum e când? Parcă nu știi, nu? Bună ziua, este masturbarea un păcat? Nu avem timp deloc. Este un păcat? Bună, este masturbarea un păcat? Nu cred. De ce? Doar părerea mea, fără explicații. Impossible. Bună, este masturbarea un păcat? Așa, la cum se cheamă, frate? Păcat, păcăbele. Nu am chef azi, nu am chef azi. Bună, este masturbarea un păcat? Da. De ce? N-am chef de nimic. Bună ziua, este masturbarea un păcat? Eu poate am păcălit, poate nu. Și de ce mă referiți la ce probleme sunt radicale astea? Deci vă referiți la condiția care este. Și stăm și radicăm și condiționăm aceste chestii. Oh my God! În ce chestii radicăm aceste chestii? Pentru că noi dacă eram conform ordinii și oricum uniformă. Deci... Oh my God! Pot să vă adresez o întrebare și să-mi răspundeți la întrebare. Este masturbarea un păcat? Păi vă referiți la tineret. Bună, este masturbarea un păcat? Nu. De ce? Fiindcă tot omul face. Tot orice bărbat, orice femeie o face. De câte ori pe săptămână faci asta? Asta nu ar trebui să intri în detaliile astea. De când am dat, masturbarea este la început până când vei căzi prima prietenă. După nu cred că va mai fi necesar. Bună, este masturbarea un păcat? Poate. Este masturbarea un păcat? Nu. De ce? Consider că nu poate fi un păcat, pentru că în definiție este o metodă de a provoca autoplăcere. Și nu aș vedea de ce să fie un păcat, atâta timp cât viața sexuală nu este un păcat. Tu de câte ori te masturbezi pe săptămână? Depinde. Depinde de? Timpul liber.